Asta am vrut să-l întreb pe domnul Grădu. Bine, asta este un aspect care ne-am lovit noi. Noi, asociația, l-a mai făcut invitație PSD-ului să vină. Celelalte partide au răspuns. Alții au venit, sau pur și simplu s-au comportat, au stat ca tablou, n-au luat nicio notiță, nimica, și când i-am spus, domnule, de ce ați venit, păi ce, noi ținem minte, că noi suntem deștepți. În fine, deci asta e alt aspect. Deci spunea domnul prefect, probleme de sănătate. Eu aș sta să vă întreb, domnul prefect, când ați fost și subprefect și prefect, la ședințele care l-ați avut de PSD-ul, dumneavoastră, dacă ați fost din partea, n-ați fost din partea PSD-ului. Era politic, n-ai văzut. Am înțeles, e clar, e bun. Bun. Deci atunci nu este nicio invidia. Dar, domnul Suciu, că ați fost membru de PSD-ul. N-am fost, domnule, s-a fost la politic. Și dumneavoastră? Ca conducător de instituție publică, n-ai văzut să faci politică. Domnule, e mare mine, cum mă v-ați băgat în politică acum. Și înseamnă că dacă nu reușiți, vă dați afară din finanțele, nu? Da. Sincer, dacă asta e situația. Deci asta e legea. Asta e legea. Domnul Murdu făcea referire la spital. Eu aș vrea să mă refer să vedem ce veți face dumneavoastră în ideea în care veți reși cu aducerea domnule la zi acestor, nu știu cum să vă zic dumneavoastră, rele tratamente care se aplică bolnavilor. Nu avem, trebuie făcute programări. Casa de asigurări nu are fonduri. Trebuie să scoatem bani din buzunar. Eu vă dau un exemplu. Trebuie în fiecare lună, de cel puțin două ori, să fac un INR-ul, așa-i spun, o analiză. Nu are bani. Asta, laboratoarele. Dom'le, dacă nu mai sunt fonduri. Și atunci trebuie să bag mâna în buzunar. Nu mi se pare corect. Eu cât am lucrat, am plătit. Acum iar plătesc. Dumneavoastră, PSD-ul care au fost, a fost în USL-ul, am crezut, domnule, zic, gata, o dau Dumnezeu că vine și pe la casa noastră, la moara noastră, vine apă. Nu a fost așa, domnule, a fost un mare, să-mi scuze, fâs, cum se spune. N-ați făcut nimic. Nu ați luat atitudine în Parlament, de Camera Deputaților. Puteați să faceți atâtea acțiuni parlamentare. N-ați făcut absolut nimic. A stat pur și simplu ca marionetele, nu mă refer la dumneavoastră, nu mi-a luat nume de rău, ca marionetele conduse. Dragnea v-a șantajat atâția ani de zile, că dacă votează guvernul nou, dacă nu știu ce mai face, îl iartă. Păi dacă l-a iertat, i-a mai dat un an de cu suspendare. Aia a fost înțelegerea. Putea să faceți noțiune de cenzură simplă. N-ați făcut. Dom'le, nu mă refer la dumneavoastră, ca PSD-ul. Acum, dumneavoastră, nu știu cum să vă zic, ați picat rău. Am fost internat la Cluj. Eu cer scuze dacă ziceți că puteți să plecăm, dacă vreți să plecăm. Ați picat rău? Să nu mă înțeleg greșit. V-au trimis pe dumneavoastră în față, trebuia să vină ei. Nu, noi am fost invitați. Deci, am fost invitat. Eu am fost invitat. Mie mi-e frică de profesionalii. Chemare, invitație la PSD-ul. Nu numai neapărat dumneavoastră, v-ați făcut domnul Dinu. Ați făcut numai dumneavoastră? La PSD era. Vedeți și v-au contactat, nu eu. Deci, i-am dat telefon, asta mi-a zis, după ce am făcut discut cu dumneavoastră... Da, trebuia să vină domnul Dârzu să vedem cu ce obraz vine în fața noastră. Dar ce-mi voie să vă spun și eu câteva puncte la ce v-ați spus la asta? Mă dați-mi voi, dacă tot ați venit și ați bine voi să veniți... Da, dar știți cum sunt foarte multe probleme și acea automată să le răspunde mai repetitoare. Răspundeți într-un final, vom face sau nu vom face, că și așa, sincer să vă spun, dacă mergeți în Parlament și ridicați mâna sus după comandă, treaba este clară, domnul Mur. Suntem aproape de o sană. Vă rog frumos să fiți demni și cu alură, domnule. Nu ne-ați cerut niciodată PSD-ul și niciun partid ajutorul. Ponta a fugit ca un laș, ăla a făcut cam așa, PNL-ul nici nu mai vorbesc, s-au aliat cu dușmanii, cu ăia care au tăiat salarii și au făcut așa mai departe. Nu mi se pare corect. Vorbesc de sănătate. Ca aici mă doare. Sunt cardiac. În august, acolo la Institutul Inimii, a făcut o coronografie. Vreau să-mi ascultați un pic istoric, vreau să de pe ce vreau să vă zic. Și mi-a spus, trebuie să-mi pună un stand bioactiv